Eu vreau să vă anunț încă o dată că în raionul nostru, astăzi 26.03.2020, nu avem niciun caz de COVID, de infecție COVID-19. Niciun caz. Eu nu știu ce o să fie peste o oră, peste două, peste jumătate de zi sau peste o zi. Avem o persoană suspectă, care este, mai bine zis, persoana dată este a șasă persoană suspectă care a fost transportată la un spital din Chișinău. Noi, toate persoanele care sunt suspecte, suntem obligați de a fi transportați în Spitalul Clinic Republican Toma Ciorba, după ce ei hotărăsc, iau analizele și mai departe. La ceilalți 5 care au fost transportați la Spitalul Republican, testul a arătat negativ. Și noi deja ne-am întâlnit, deci în 6 ședințe a Comisiei Situații Excepționale. În fiecare localitate, în fiecare sat, este Comisia Locală Situații Excepționale și de fiecare dată noi coordonăm. De două ori pe zi, din fiecare localitate a fost formate punctul de dirijare. Din fiecare localitate, de două ori pe zi, transmite informația la punctul de dirijare raional. Ceea ce noi, la rândul nostru, transmitem la punctul de dirijare republican. Se ține la control activitatea. În Spitalul Raional vreau să vă anunț că sunt dezinfectanți de ajuns, sunt medicamente și toate celelalte necesare pentru a interveni în cazul de urgență. Noi, presa, dumneavoastră cunoașteți că în presă și la nivel de Ministerul Sănătății s-a vorbit că avem două cazuri, dar este plecat de mult, nu locuiește în raionul nostru, trăiește în Chișinău, activează în Chișinău, nu a fost în raion de luna decembrie. A doua persoană care s-a vorbit că este tot de o localitate de din raion, a fost transportată la Chișinău, a fost testul negativ, după aceea a revenit și a spus că este testul pozitiv și iarăși, câteva ori a spus că este negativ. De ce este ajutajul acesta s-a format și panica aceasta în raionul nostru? De fiecare dată, Doamne ferește, dacă apare o situație de criză, dacă apare o situație ieșită din comun, să știți că noi, membrii Comisiei Raionale Situații Excepționale, în timp de jumătate de oră, noi ne întâlnim. Și am multă jumătate de oră. Fiecare avem grupul nostru pe Viber, plus la aceasta noi am convenit așa că fie telefoane să fie de 24 din 24 alături de fiecare membru al comisiei și acei comisii raionale și la rândul lor la comisii locale. Despre toate schimbările care vor fi la acest capitol și nu doar, o să ne străduim ca să fiți anunțați și dumneavoastră, stimați consilier și populația raionului Șoldănești. Eu știu dacă o să aveți probleme, propuneri, eu sunt gata ca să vă ascult și la întrebările care voi avea posibilitate vă răspund, dacă nu, îmi notez și vă răspund la fiecare parte sau da, domnul Câte persoane se află în raion acum în carantină? Ultimele date, eu vă spun precis că ele se precizează, și transmit la ora, în jur de ora 2. Sunt în jur de 400 de persoane care se află în carantină. Pentru că se actualizează sistematic. Nu avem persoane care sunt în carantină, sunt persoane contact și așa mai departe. Și persoane suspecte. V-am spus de la început că avem o persoană care este suspectă, este transportată la Spitalul Republican. Așteptăm toți cu mâinile așa ea. Când m-au telefonat aseară, clar că avem ca fiecare dintre dumneavoastră niște emoții, vedem. Sperăm că o să fie tot testul, totul să fie legat. Aceasta. Cum se procedează persoanele care vin, să zicem, pe parcurs? Azi, vă spun. Care vin conform regulamentul și conform instrucțiunii aprobate de către Ministerul Sănătății și Comisiei Republicane Situații Excepționale, persoana care vine din focare, obligatoriu, 14 zile, se autoizolează. Dar dacă a fost în contact cu familia, se autoizolează întreaga familie. 14 zile, se anunță medicul de sector, de două ori pe zi se transmite medicului care este la distanță, prin telefon, care este temperatura, dacă are febră sau dacă are alte probleme de sănătate, atunci când apar niște probleme, niște simptome la COVID-19, îndată se deplasează, se anunță 112, se deplasează asistența medicală urgentă, persoana dată este transportată la Chișinău. Eu vă recomand și dumneavoastră și sunteți niște formatori de opinie din localitățile de unde veniți și în colectivele de unde veniți
să asculte sfatul medicului și să stăm acasă. Să ne izolăm cât este posibil. Haideți acasă.